Inspectorul școlar general al Brăilei și-a prezentat prima dată demisia anul trecut după descinderile procurorilor DNA și perchezițiile făcute de aceștia la mai multe licee din Brăila și chiar la sediul inspectoratului școlar, ocazie cu care însuși Iulian Danielescu a fost luat cu duba. La acel moment, el a fost rugat de ministrul educației să renunțe la demisie și să continue să gestioneze activitatea instituției. În urmă cu câteva zile însă, Iulian Danielescu a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, moment în care mai mulți lideri politici locali au comentat că locul său nu mai este în fruntea ISJ. Mai mult, spun ei, ar fi moral să renunțe și la candidatura pentru un nou mandat de inspector școlar general la concursul care urmează să se organizeze luna aceasta. Legal, domnul Danielescu, până n-are o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, este nevinovat. Moral, pe situația aici creată, nu poate participa la un asemenea concurs, este limpede, e o chestiune care ține până la urmă de o decizie personală pe care ar fi trebuit să o ia. La ce pariu are Institutul General pe zona răspunderii în educație? În mod cert, o poveste ca aceasta îl exclude din orice drept de a candida. În acest context, Iulian Danielescu a decis să-i ceară ministrului să-i aprobe demisia depusă anul trecut, document care a rămas la minister. Am solicitat ieri, marți, 3 martie, domnului ministru încetarea detașării. Și dânsul mi-a promis că încearcă să o rezolve cu data de 3 martie. În această dimineață, Iulian Danielescu se afla la sediul ISJ pentru a strânge lucrurile, chiar dacă nu primise o înștiințare oficială prin care să fie anunțat că i s-a aprobat demisia.